știți că românașii noștri dragi sunt foarte harnici, muncesc de din zi și până în noapte, dar să știți că românii mei se știu și distra. După cum ați văzut, o să vă arătăm imagini și de la petrecere, pentru că acum îi vedeți muncind, dar mâine o să-i vedeți și chefuind. Românul știe. Românul știe să și petreacă, să și muncească. Când e de fugit, fuge, când e de muncit, muncește. Da, da. Ce așteptați? Că văd aici mâncare de mâncare. În primul rând îți mulțumim ție, Lorena, că ești alături de noi în această zi specială. Și noi așteptăm pe români cu mâncare specific românească. Tradițională, nu văd aici amintitei. Mititei, ciorbă de burtă, sarmale, cozonac. Specific, toate specific românești, ca să se simtă ca și cum ar fi acasă. Uite aici, tu ce ai acolo? Mititei. Mititei din România? Da, da. Da, din România. Deci, dragilor, chiar dacă românii de aici din Spania sunt departe de casă, ei nu simt dorul de România, pentru că aici au tot ce le trebuie. Doamna Emilia și domnul Fabian le pun la dispoziție toate mâncărurile tradiționale. Vreau să le transmiteți în spaniolă sau în spaniolă, nu? Un mesaj tuturor românilor, domnul Fabian. Sí, saludos a toda la gente de Rumanía en este día especial de Pascua. Gracias a vosotros por estar aquí presentes y los esperamos a la tarde, sí, en una gran fiesta de Pascua con Lorena. Să ne traduceți. Deci mulțumim tuturor românilor care sunt au încredere în noi, le dorim un Paște fericit și așteptăm după amiaza asta pentru o mare petrecere împreună cu Lorena. Vreau să urez familiei mele, cât și clienților noștri din concursi limite, să aibă un Paște fericit, să fie totul bine și să ne vedem cât mai des aici în concursi limite. În Spania, dragilor, vă așteptăm! Și Lorena aici să vină cât mai des la noi. Vă așteptăm aici în Spania, alături de românii noștri dragi. Așa că vă dorim sărbători fericite și salutăm pe toți românii din România! Tradiționale. Ia uitați-vă aici, salată de băf din România. Avem ouăle de Paște. Am și dat aici, am dat cioc. Sărmăluțele tradiționale făcute cu multă trudă de patrana noastră, doamna Emilia, domnul Fabian și de bucătăresele de aici, de la Palos de la Frontera Pusi Limite. Dragilor, vă doresc poftă bună și apoi să petrecem, nu? Haideți să mâncăm și apoi să petrecem. Avem și prăjiturele, tot ce vrem aici. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ce ne aduce acolo? Friptură, sărmăluțe. Mamă!
mamă, numai bunătăți! Bunătăți peste bunătăți! Bunătăți, uite, sarmăluțe românești ca la mama acasă! Pentru românașii din Spania! Ce te ajut, Pedro? Ha ha ha!